Fraților, când am vizitat Belgradu prin 2011, ceva m-a uimit foarte tare. Alături de un grup de studenți români, făceam un tur al orașului, ghidați fiind de un tânăr sârb. La un moment dat, ajungem la o intersecție destul de mare și în fața noastră apare o clădire masivă care părea să fi fost afectată de o explozie puternică. Era, de fapt, fostul minister al apărării din vremea lui Slobodan Milošević și fusese bombardat de către aviația NATO în 1999. Clădirea fusese păstrată așa cum rămăsese după atacul aerian, iar motivul ni l-a explicat imediat ghidul. Peste drum, într-un elegant parad de secol XIX, se află Ministerul de Externe. Și așa cum ne-a spus foarte pătimaș tânărul sârb, de la fereastra biroului său, Ministrul de Externe al Serbiei poate să vadă oricând ce au făcut americanii țării sare în 1999 și astfel să nu uite niciodată. E adevărat că am fost impresionat de urmele războiului, dar ce m-a uimit cu adevărat a fost îndârjirea cu care un băiat, cam de aceeași vârstă cu mine, ne vorbea despre raidurile NATO asupra țării sare și mai ales despre eroismul cu care s-au confruntat cu occidentalii. Atunci mi-am dat seama că Serbia este vecinul nostru pe care îl cunoaștem probabil cel mai puțin. Așa că astăzi, când toată lumea se uită spre nord-est, spre războiul din Ucraina, eu vă invit să ne uităm în partea opusă, în sud-vest, și să înțelegem ce s-a întâmplat în Serbia și cum această regiune poate oricând să cadă din nou pradă conflictelor etnice, religioase și de orice alt tip. Că nu degeaba Balcanii s-au numit butoiul cu pulbere al Europei. Eu sunt Lucian Vasile, iar astăzi invitatul meu de la podcastul de istorie este Florin Cristescu. Istoric, profesor, ghid turistic și peste toate, pasionat de tot ce ține de Serbia. O să discutăm despre istoria sârbilor, despre relația dintre sârbi și români, despre războaiele din anii 90 și despre legătura complicată dintre Belgrad și Moscova. Și probabil o să încerce din nou să mă convingă să ascult rock iugoslav. Să vedem dacă este de data asta. De serios acum? Păi de ce să fim serioși? Da, de ce să fim serioși, dar corect. Păi vorbim de Serbia. Corect, de Balcani mai ales. Da, la o întâlnire cu niște tineri, mai știu cum, la un moment dat m-am trezit zicând că aici în Balcani ori e o glumă, ori e un genocid. Și s-a lăsat tăcerea și apoi am început să râdă și m-am liniștit. Da, da, niciodată nu e simplu să vorbești de Balcani și apoi de Serbia. Oricum, sunt multe lucruri de vorbit de Serbia, de Tito, de comunism, de relația cu România, de bombardamente. Neapărat. Vorbim și de ce s-a întâmplat în anii 90, dar să începem așa, ca istorici, cu începutul, nu? Da. Mama, cine sunt sârbii și cât de diferiți sunt ei de ceilalți slavi? Că, în fond, asta o să explice multe din evenimentele recente și foarte recente. Are Serbiei. Deci cine sunt sârbii? În primul rând, ei reprezintă un popor din latura slavilor de sud. Sunt trei grupe de popoare slave. Am vorbit despre ruși, ucrainieni și bieloruși care reprezintă slavii de vest, slavii de est, mă scuzați. Slavii de vest ar fi polonezii, cehii și slovacii, iar sârbii, bulgarii și croații ar reprezenta grupul slavilor de sud. Ei s-au așezat în peninsula balcanică, undeva în zona Dalmației actuale, pe la începutul secolului al VII-lea. Ei avem atestații în regiune, iar teritoriul lor a variat așa, pur și simplu. Nu a fost același dintotdeauna. Vorbesc așa despre o istorie vie și despre faptul că inițial ocupau aceste de regiuni, după care s-a extins undeva mai spre nord. Prin ce sunt ei diferiți față de, să le zicem așa, verișorii lor croați? Prin faptul că au acceptat religia ortodoxă și ar trebui aici să ne mai gândim și la un alt lucru, la faptul că limita între Imperiul Roman de Apus și Imperiul Roman de Răsărit, fix cea pe care s-au cristalizat cât de cât și anumite religii și anumite obiceiuri, trecea prin teritoriul de mai târziu al Iugoslaviei. Astfel că o serie de popoare au intrat sub influența patriarhului de la Constantinopol și a Bizanțului. Vorbesc aici despre sârbi, despre bulgari, iarăși, și despre români. În timp ce altele s-au apropiat de catolicism. Și aș vorbi aici despre croați și despre sloveni. Deși sunt două popoare înrudite,
avem această diferență plus și alte diferențe ulterioare. Tot în perioada medievală aș vrea să ilustrez perioada dinastiei Nemania, care a fost o dinastie foarte importantă, în primul rând prin faptul că a obținut o biserică autocefală. A fost cea care a realizat o serie de monumente importante, multe dintre ele în zona de sud a Serbiei istorice și mai precis în Kosovo, astăzi sunt sub patrimoniul mondial UNESCO. Mai mult decât atât, avem un reprezentant important al dinastiei Nemania și anume pe Ștefan Dușan, care creează un stat ce se întinde peste o mare parte a peninsulei balcanice, chiar putem să numim țarat sau stat cu structură imperială, pentru că cuprindea între granițele lui, în afară de sârbi și bulgari, greci și așa mai departe. Cam atât despre începutul sârbilor în peninsula balcanică. Mi-aduc aminte că în sfârșitul anilor 90, când era toată treaba cu bombardamentele și cu Kosovo, vedeam foarte des la televizor amintită bătălia de la Kosovo-Porie. Și spunea că aia a fost bătălia care a definit istoria Serbiei și practic a marcat toată perioada medievală a lor. A fost un moment important în istoria lor sau e mai degrabă așa ceva propagandistic? Vorbim aici despre o mitologie. Fiecare popor are un mit fondator sau anumite elemente care țin de mitologia lui. Și vorbim aici despre ideea de sacrificiu pe care, după bătălie, despre bătălie sursele nu sunt prea concludente, pentru că există diverse variațiuni asupra bătăliei. În principiu a fost câștigată de Imperiul Otoman, însă după aceasta un erou sârb, și anume Miloș Obilić, există două variante, unii spun că s-ar fi făcut mort, alții spun că ar fi trădat și s-ar fi dus în cortul sultanului și la un moment dat l-ar fi ucis pe acesta, practic în momentul în care trebuia să depună jurământul, sau că s-a prefăcut mort și că s-ar fi ridicat și atunci când trecea sultanul l-ar fi ucis pe sultanul Murad I. Și de aici apare această idee a sacrificiului, o idee care a fost perpetuată, așa cum vom vedea în discuțiile noastre ulterioare, de-a lungul istoriei Serbiei, ceva de genul: eu mor și totuși rămâne, totuși, deși mor pentru națiune, nu? Mă sacrific, da, am această idee de sacrificiu suprem, practic. Bătălia de la Kosovo-Porie a avut loc la sfârșit de secol 1389. Sunt două bătălii de la Kosovo-Porie, mai este una pe care o poartă Iancu de Hunedoara, 1448. Prima bătălie de la Kosovo-Porie. Când am citit prima dată despre episodul pe care l-ai povestit tu, am fost foarte dezamăgit, că mi-am dat seama că de acolo s-a inspirat Vlad Țepeș cu încercarea lui de a-l ucide pe sultanul otoman în timpul raidului de noapte. Am crezut că a fost o idee cum n-a avut nimeni în afară de Vlad Țepeș. Nu, au avut o sărbi înainte și el chiar a reușit. Da, sunt multe mituri aici care se răspândesc și noi avem o legătură mult mai mare cu Balcanii decât am vrea să credem. Am găsit inclusiv la popoarele balcanice, inclusiv în mitul meșterului Manole, care apare undeva prin Bosnia. Am un autor la care voi face referire, Ivo Andrić, și care a câștigat premiul Nobel pentru literatură în 1961 și care vorbește și la un moment dat despre construcția unui pod. Am și cartea aici, nu știu dacă e cazul să o arăt. Zicea să o arăt la sfârșit, dar o arăt acum. E un pod pe Drina, romanul pentru care a luat premiul Nobel pentru literatură în 1961, și vorbește despre un pod pe râul Drina, cam acesta este axa romanului și acțiunii și mai multe generații care se desfășoară, iar la începuturi fix același motiv al construcției care se dărma noaptea, până când, la un moment dat, era nevoie, ghiciți de ce, despre un sacrificiu uman. Și, bineînțeles, avem o femeie care este zidită la baza podului, numai că, în cazul acesta, nu știu dacă și la meșterul Manole, de fapt, da, și la meșterul Manole, avem tot acea idee de femeie gravidă, cea care este pusă la baza podului și care, practic, și gravidă? Exact aceeași, da, o poveste foarte apropiată și am mai întâlnit în multe privințe foarte multe elemente și legate de mitologie,
și aspecte lingvistice, că de vreo 3 ani mă chinui să învăț limba sârbă, pot să zic acum înțeleg, dar mi-e mai greu să vorbesc în afară de câteva lucruri. Respectul meu, eu am încercat să învăț poloană și după câteva săptămâni am renunțat complet. Nu? Da. Bine, dar avem și lingvistic. Foarte multe arhaisme am descoperit pe care le regăsim la popoarele slave. Iarăși un lucru despre care nu prea se vorbește sau se vorbește așa mai cu perdea la noi, faptul că am mai avut o latinizare prin secolul al XIX-lea, influențele franceze și italiene asupra limbii române. Da, dar am învățat parcă la liceu, dacă nu mă așa, da, despre latinizare în secolul XIX. Păi și că tot veni vorba de perioada medievală, cum e? Noi sau sârbii? Cine a ținut piept invazii otomane și... Că eu am avut și povesteam înainte, da, că aveam stereotipul ăsta, cred că tot din liceu venit, că noi ne-am luptat de-a lungul perioadei medievale cu otomanii și de asta noi n-am avut timp să construim catedrale și cetăți ca în afară. Când am ajuns la facultate, am avut noroc cu profesori care m-au pus să gândesc, ceea ce, sincer să fiu, mi s-a întâmplat foarte des în timpul învățământului preuniversitar. Și ne-au pus în față o hartă. Ori dacă obiectivul era Viena și mai departe vestul Europei, poarta erau Balcanii și în special Serbia. Care a fost drumul Serbiei sau care a fost regimul Serbiei în perioada medievală? Au fost sub otomani? Au avut un grad de autonomie? Da, a existat o autonomie sârbească, dar putem să vorbim și despre anumite episoade în care au rezistat împotriva Imperiului Otoman, vorbeam despre Kosovopolie. Și iarăși, apropo de această axă, le-aș zice celor care ne urmăresc, să fac un mic exercițiu pe care l-am făcut și eu cu elevii la clasă. Se ia frumos Google Earth și se observă o autostradă care este acum în construcție. Putem să dăm simplu o cale directă de la Adrianopol și peninsula Gallipoli, unde pătrund turcii prima dată în Europa, până la Viena. Și veți putea observa, desigur, că practic avem autostradă acum în construcție, care lipsesc așa câteva mici sectoare undeva în nord-vestul Bulgariei și undeva prin zona de sud a Serbiei. În rest, e autostradă directă. Iarăși, fac referire la contemporaneitate, haideți să ne uităm la problema aceasta a migranților din ultima vreme. Pe unde pătrund? Că mai ajung și ei prin zona Timișoara un pic sau... Așa e o întâmplare, dar majoritatea, fluxul principal este prin Bulgaria, Serbia, Croația și mai târziu spre Occident. Iarăși mai, dacă ne uităm la această hartă, mai avem un lucru foarte interesant, unde sunt țările române. Hai să zic că țara românească adiacentă, în proximitate, la ceva kilometri de calea asta se află, dacă este să ne gândim la linia Dunării. Dar unde este Moldova lui Ștefan? Pentru că la ea apare și la Ștefan, prin scrisoare pe care o trimite în 1476, apare ideea aceasta de poarta creștinătății. Păi, Moldova e destul de departe. E un fel de gardul gategar sau ce? Exact, nu are nicio treabă cu această zonă, în niciun caz. Și, într-adevăr, dacă e să vorbim despre soldatul sârb, el a făcut parte din armatele unor conducători importanți. Vorbesc aici despre Iancu de Hunedoara, vorbesc despre asediul Belgradului 1456, care iarăși este un moment foarte important în ceea ce privește evul mediu din această zonă. Vorbesc de Matia Corvin, vorbesc și despre domnitori ai țărilor române. Avem atestați soldați sârbi sau mercenari, fie în armata lui Ștefan cel Mare și a lui Mihai Viteazul, avem pe celebrul Baba Novac. Bine, nu există aici niște incertitudini, unii spun că ar fi fost de fapt vlah din zona Timocului, din născut la Poreci, undeva dincolo de Dunăre față de malul românesc, dar reprezintă o prezență constantă. Acum îmi vine în minte iar momentul Matei Basarab și răscoala seimenilor, care iar se pare că erau mercenari sârbi angajați în aceste lupte. Deci au luptat și iarăși un lucru caracteristic balcanilor, chiar vorbeam un pic mai devreme și mi-a plăcut ideea ta că în Balcanii ori este glumă, ori este genocid, sau cum spuneam mai devreme. Am fost la Niș și le spun și interlocutorilor noștri, există acolo un turn al cranilor. În 1809, răscoală a sârbilor împotriva Imperiului Otoman. Bine, acum este acoperit de o biserică și, practic, te uiți așa la un turn imens, făcut ca răzbunare de
sultanul otoman cu cranii încastrate în diverse lăcașuri. E un turn imens, acum acoperit de o biserică. Vă dați seama cam ce impact violent are asupra Balcanilor a avut acest imperiu otoman. Bine, să nu cădem nici în cealaltă extremă, pentru că așa îmi place mie să zic de istorie, că e scrisă nuanțe de gri, mai intens sau mai puțin intens. A existat și o coabitare destul de serioasă în Balcanii ceea ce privește Imperiul Otoman. Vorbim aici despre anumite tabieturi, vorbim inclusiv despre terenul de Balcan, care este unul specific turcilor, și despre lucruri care s-au impus mult mai mult la sud de Dunăre decât la noi. Noi să zicem că am avut un sistem privilegiat din anumite circunstanțe, nu o să insist acum asupra lor, față de sistemul de pașalâc. Dacă ne uităm pe ceea ce scriau și ceea ce spuneau călătorii străini în secolul XVIII, chiar și în secolul XIX despre orașele din Balcani, toate sunt descrise ca o pădure de minarete. Vorbim despre Sofia, vorbim despre Jviștov, vorbim despre Belgrad. Majoritatea orașelor din Balcani aflate sub autoritate otomană erau dominate de tot așa de o dinastie turcă. Avem, iarăși, la începutul secolului al XIX-lea și un sistem al pașalelor și pași care conduc zona aceasta. Interesant că primele răscoale sârbe ar fi fost împotriva pașei din regiunea Belgradului și a unui sistem a ienicerilor, cei care erau soldați și ulterior erau introduși în ierarhia otomană. Și mai târziu devine o mișcare de eliberare, o mișcare de eliberare a Serbiei și merge spre, au niște pași pe care avem și noi, autonomie din ce în ce mai largă și în cele din urmă recunoașterea independenței depline. Deci au fost parte efectivă din Imperiul Otoman, nu? Da. Adică nu a fost ca la noi cu semnul întrebării sau cu oarecare autonomie. Da, bine, și la noi ideea că a fost așa pentru că ăsta era interesul Imperiului Otoman. În primul rând, apropo de ce spuneam mai devreme despre direcția principală, pe de altă parte, îi interesa mai bine să le exploateze țările române, mă refer la principala Moldova și Țara Românească din punct de vedere economic, decât să impună aici un sistem de pașalâc. Plus că dacă voiau să controleze, ar își controla destul de bine regiunea aceasta prin intermediul raialelor. Aveam turnul Giurgiu Brăila, ceea ce a interesat la un moment dat Banatul de Timișoara să-l ia, l-au luat, la fel ca și în Moldova, regiunea aceasta care este foarte importantă și foarte interesant de văzut de-a lungul istoriei, zona de sud a Basarabiei istorice, partea din nordul Deltei Dunării, care acum este zona Ucrainei și care a creat foarte multe dispute. Da. Apropo, că mi-ai adus aminte mai devreme de fluxurile de refugiați sau de migranți, depinde cum, de perspectivă. Una dintre știrile mele preferate din 2016-2017, undeva la Timișoara, grănicerii români surprind un grup de 40 de, nu mai știu, ceva, din Orientul Mijlociu. Îi opresc, îi somează și când află respectivii că sunt în România, îi încercau să treacă din Serbia în Ungaria și au trecut din Greșeală în Serbia în România. Au început să plângă. Nici ei nu vreau în România. Da, și una dintre poveștile pe care mai spun așa turiștilor străini care mă întreabă cum e cu nivelul de trai aici. Eu zic că asta au început să facă. Bine, noi românii știm să ne plângem și să râdem de una alta. Da, pe asta zic, din punct de vedere, depinde, Balcanii au niște limite geografice, clar linia Dunării, sau unii spun că în nord, aici e problema. În nord avem așa o linie trasă cumva între Slovenia sau sudul Sloveniei și zona Deltei Dunării, unde s-ar resimți influențele balcanice, mai ales în sud, ele se resimt destul de bine. Și ideea aceasta de a face haz de necaz și violența combinată cu, avem așa erosita NATO-s tot timpul, când una caldă, când una rece, cât și alte elemente. Deci suntem cumva balcanici prin civilizație, geografic doar, teoretic ar fi doar Dobrogea, practic, care ține de Balcan din teritoriul românesc. Dar, din punct de vedere cultural, clar, cel puțin până la Carpați avem Balcani. Ai o identitate pe care de obicei o renegăm, nu? Asta de balcanici. Noi nu suntem balcanici, noi suntem europeni, occidentali. Păi toate popoarele din Balcani renegă acest lucru. Am înțeles că la Bulgaria exista o conotație și pozitivă și negativă. Citeam undeva într-o carte despre lucrul acesta. Sau vorba lui Brătianu, noi nu suntem balcanici, noi suntem o enigmă și un miracol istoric, nu? Da, grume mai era istorici. Un mit a unei autoare croate, vine acum în minte, Dubravka Ugresici,
O poveste foarte interesantă a sacoșei de rafie și despre sacoșa de rafie a migrantului înspre Europa de Vest și vorbesc aici de anii 90, nu vorbesc de perioada de acum, despre fiecare care spunea despre fiecare că este posesorul acestei sacoșe de rafie. Germanii, bineînțeles, din Germania democrată cu adevărat, nu doar cu numele RFG, spuneau că doar ea din RDG poartă așa ceva. Cei din RDG ziceau, asta e o chestie poloneză. După care cei din Polonia spuneau că asta numai țărănoia de cehi. Cehii spuneau despre slovaci, slovacii spuneau despre unguri, ungurii spuneau despre români și românii spuneau despre etnia romă. Că... Oamenii se tecna, da? Fiecare, da, fiecare zicea, băi, exact cum e și ideea, băi, esticilor. Dar de la noi începe civilizația, la fel cum zicem și ideea asta, între Orient și Occident. Dar și sârbii cred asta, și noi credem asta și toți. Nu, noi nu suntem, dar totuși suntem o parte un pic mai răsăriți. Încercăm tot timpul să fim un pic mai răsăriți. Să vrem să fim altceva decât suntem, da. Apropo, dar uite că ai spus tu de secolul XIX și de începutul ruptei de eliberare. Fond, secolul XIX și secolul în care se cristalizează și crește în importanță naționalismul. Ce a însemnat asta pentru sârbi? Cum s-a creat naționalismul ăsta sârb și care au fost legăturile lui cu celelalte popoare? Ai pomenit de croați, bosnieci, arbanezi? Da, în principal cu croații. Există aici două direcții. Pe de o parte există o direcție din aceasta naționalistă și vorbesc și la sârbi și la croați. Pe de altă parte, ideea iugoslavă. Ideea unei singure naționalități în două religii. Inițial, ideile acestea pătrund în zona Croației și vorbesc aici despre Napoleon, care anexează zona Republicii Venețiene și a litoralului Dalmat, parte din Croația actuală, dar aceste idei apar un pic mai devreme, în principal în Imperiul Habsburgic, pe fondul unor politici de machiarizare după perioada lui Iosif al II-lea. Îi avem pe croați care încearcă să creeze o identitate slavă. O identitate slavă, primul dintre teoreticieni este un anume Šime, scap un pic numele acum, Starčević, Šime Starčević, cel care merge pe ideea de alfabet croat, de limbă croată și... așa mai departe, apogeul acestor politici avea să fie atins undeva după 1848. Avea un cardinal Strossmayer, cel care încearcă să creeze o identitate din asta croată și cumva se apropie și pe sârbi. La un moment dat poate chiar și să realizeze o reconciliere a celor două biserici sub autoritate papală. Doar că avem, cum avem noi, revoluție și contrarevoluție. Avem și o serie de croați care vin cu alte idei. Avem pe un anume Eugen Kvaternik, și care spune contrarul. Spune, nu, noi croații suntem altceva. De fapt, sârbii sunt croați trecuți la religia ortodoxă, care și-au uitat identitatea și vezi, domnule, sub impulsul rușilor, ei ar fi căpătat acest nume de sârb, care vine din latinescul servus, adică ar fi un fel de sclav. La fel și despre bosniaci, tot aceștia zic, și ei și-au uitat identitatea lor croată și bineînțeles că au o identitate musulmană. Sunt croați musulmani, trebuie să recunoască acest lucru. Iar, bineînțeles, și slovenii. Slovenia este Croația de Noricum sau Croația de Sus. Adică toți erau croați în opinia lor. Interesant că vine și vice versa. Vine și ideea sârbilor. De fapt, nu, voi sunteți și trebuie să recunoașteți asta și asta o vezi în dispute. Sunt foarte interesante de urmărit disputele între ei pe internet. Voi, de fapt, trebuie să recunoașteți că, de fapt, sunteți sârbi care ați trecut la religia catolică și sunteți un pic mai altfel. E destul de greu să împaci cele două lucruri. Au existat aceste tentative sub forma celor trei iugoslavii din secolul al XX-lea, dar și acestea în anumite contexte politice internaționale s-au petrecut. Atât prima Iugoslavie după primul război mondial, cea de-a doua Iugoslavie, deci după cel de-al doilea și cea de-a treia care era așa undeva în, ce să spun, spre sfârșitul ideii acesteia de iugoslavism și care a fost un eșec total, o tentativă de
reșapare. Au încercat practic să refacă o idee iugoslavă și asta sub Milošević, după ce deja aproape că pierduseră o mare parte dintre teritorii. Practic, ideea iugoslavă era să aducă pe toți slavii din Balcani sub același stat, acceptând diferențele astea religioase. Ca să mă refer la profesorul Zbuchian, mă știu dacă tot la București, ai terminat sau ce? Eu la București, da. Așa, domnul profesor. Regretatul profesor Zbuchian spunea despre cele două idei, că prima ideea de iugoslavism a fost și ideile acestor intelectuali în secolul XIX a fost cele care au creat Iugoslavia, ideea de naționalism a fost cea care a distrus Iugoslavia, practic. Bine, și aici iarăși intervin foarte mulți factori. Adică așa, istoria e complexă și are foarte multe aspecte. Am avea despre cauzele războaielor iugoslave, am putea să discutăm, cred că până mâine dimineață și ale dezmembrării Iugoslaviei. Și tot nu am știi. Până la dezmembrarea Iugoslaviei, hai să vedem de primul război mondial. Că, în fond, războiul care trebuia să termine cu toate războaiele a început cu un gronț tras de un sârb, de Gavrilo Princip, care l-a ucis pe Franz Ferdinand la Sarajevo. Cum e văzut Gavrilo Princip în Serbia și a doua întrebare, ce a însemnat primul război mondial pentru sârb? Că mă uitam acum câțiva ani la seria lui Indy Neider despre primul război mondial și eram absolut șocat de sacrificiile făcute de sârbi și la final când s-a tras linie, practic să pierzi cât un sfert în populație în 4 ani. E nu că uriaș, e de neimaginat așa ceva. Tocmai pe asta pun și accentul. Îi pun accentul mult mai mult decât atentatul lui Gavrilo Princip. Bine, iarăși am văzut în modul balcanic, există o formație, nu o să-i dau neapărat numele, din Bosnia, care a scos un fel de manea lui Gavrilo Princip. O melodie turbofolk, da? În care bineînțeles că este slăvit, că bine că te-ai născut și alte tâmpenii, mă rog. Trebuie să-mi dai link-ul. Da, o să-ți dau link-ul. Ok. Ok, o manea bosniacă. Da. Din Bosnia, partea sârbească, da. Sârbii bosniaci. Da, exact, în care bine că te-ai născut și ne-ai adus nu știu ce minunății. Și câteva milioane de morți la nivel european. Dar iarăși trebuie să ne gândim aici și la alt lucru, pentru că asta le spun și elevilor mei adesori la oră. Războiul cum ar fi început? Asta e evident. Bine, era asta e istorie contrafactuală, dar da. Eu facem un pic de istorie contrafactuală și aici am ocazia, când vorbesc despre atentatul de la începutul primului război mondial, de a face diferența între pretext și cauza unui eveniment istoric. Pentru că de fiecare dată și când mai ieșeam cu prietenii prin oraș, ești la istorie. Hai să zic eu o chestie. Știu de ce a început primul război. De ce? Că a tras un sârb împotriva moștenitorului. Nu este numai asta. Practic, cauzele, le spun copiilor tot timpul, sunt butoi cu pulbere care se acumulase de vreo mai bine de 20-30 de ani în Europa, chiar de pe la 1871, și era nevoie doar de o mică scânteie care să declanșeze explozia. Practic, asta a fost atentatul de la Sarajevo. Bine, se pare că el și-a regretat faptele în cele din urmă, a fost internat într-o închisoare prin Germania, a avut câteva tentative de suicid, la un moment dat și-a pierdut o mână și a murit de tuberculoză. Da. Chiar la sfârșitul războiului. Da. N-a mai apucat, nu? Să vadă sfârșitul. Da. N-a mai apucat și ar fi regretat aceste lucruri. Dar oricum a fost așa, nu știu, povestea un fel de băiat pus la înaintare, el nu fusese înrolat în timpul războiilor balcanice, a fost refuzat de la înrolare, s-a oferit voluntar. Și în cele din urmă, după un atentat eșuat, că au fost două atentate la Sarajevo, ceva de genul, cum ești între tineri sau între puști, n-ai tupeu să. Hai să facem și pe asta. Și practic, avem câteva gloanțe, un revolver, moartea moștenitorilor care declanșează un dita mai războiul. Declarația de război pe care a impus-o Austro-Ungaria se pare că în mare parte a fi fost acceptată către Serbia, cu excepția unui singur punct. Ideea de ca trupe austro-ungare să cerceteze cauza și organizația Mâna Neagră care era în spatele atentatului pe teritoriul sârbesc. Bineînțeles că n-au refuzat acest lucru. Încep luptele chiar în zona Belgradului. Belgradul era fix la graniță, fix pe Dunăre. Începe să fie bombardat orașul.
La un moment dat este ocupat de trupele austriece, este recuperat de forțele sârbe. Iarăși de menționat și acest sacrificiu în prima dată în luptele din Bosnia. Avem o primă victorie a Antantei pe frontul de est, bătălia de la Muntele Cer. Bătălia de la Muntele Cer, unde, bine, aici ne gândim și la o armată de sârbi formată, oarecum iarăși aici o similaritate cu armata română în primul război mondial, din soldați țărani. Marea diferență care era, spre deosebire de ai noștri care au mers așa doar îmbătați de victoria în 1913 și complet nepregătiți în fața focului inamicului, ei aveau experiența războaielor balcanice. Adică ei au avut un război continuu 1912, 1913, 1914 războiul, până în 1918. Și luptând cu niște, probabil cu niște soldați de salon din armata austro-ungară, evident că au reușit inițial o victorie. Punctul care l-a pus capac sau punctul culminant a fost atunci când Serbia a fost atacată și de Bulgaria. A fost atacată și de Bulgaria, după care urmează așa pentru ei o adevărată epopee a armatei sârbe care se retrage prin munții din Albania, hărțuită și acolo de diverse formațiuni albaneze până spre zona de sud a Albaniei și de acolo este trecută în insula Corfu, unde are loc practic o renaștere a armatei sârbe. Ca ceea ce a fost la noi între 1916-1917, acolo practic armata sârbă se reface după foarte multe pierderi și vorbesc aici și despre populație civilă, nu numai despre militari. Da, asta m-a uimit și pe mine atunci. Cum mii, zeci de mii, sute de mii de sârbi au mers, au scăpat prin munți, prin trecători. Practic a fost un exod atunci. Cei care vizitează insula Corfu să știe că există și un muzeu al armatei sârbe, chiar în capitală, în Kerkira. Dacă nu mă înșel, că am și fost acolo. Și există și insula Vido, care era un fel de spital și azil al celor bolnavi, pentru că și atunci exista o epidemie. Și un poem interesant al unui autor sârb, îmi scapă acum, Plavi Grob, adică groapa albastră, referitor la cei care pur și simplu erau aruncați în mare după ce mureau, pentru că nu mai era nici pământul, nu mai exista pământ, teren pe insula respectivă ca să fie înmormântat. Și s-a ajuns la situația aceasta. Și da, acolo practic avem mai târziu un fel de renaștere. Și vorbesc și una politică și una din punct de vedere al armatei. Bineînțeles, vizina aliații occidentali care îi ajută să își revină. Avem un guvern în exil condus de Nicola Pașić și tot acest guvern în exil, în anumite circumstanțe, deși erau, iarăși aici erau o problemă, acceptă ideea cumva de Iugoslavie preluată cumva și de la croați, pentru că avem și o serie de croați care pleacă în exil, în ciuda faptului că mulți dintre croați făcuseră parte din armata austro-ungară și practic au luptat de partea, cel puțin ofițerii croați, chiar au făcut fapte de vitejie pentru armata austro-ungară, dar au existat și croați care au luat calea exilului. Ante Trumbic este unul dintre ei, care este contactat de Nicola Pașić și la un moment dat se ajunge la o înțelegere între ei. Deci existaseră tensiuni, iarăși ce facem? Belgrad sau Zagreb? Care dintre noi va fi capitala? Sau sub autoritatea cui se va realiza această unitate? Și sârbii au aici un avantaj pe care și îl vor expune cu fermitate cel puțin în perioada interbelică. Ideea aceasta care s-a cristalizat la încă din după 1878 de Prusia Balcanilor. Adică exact ce a făcut Prusia cu Germania, în jurul Prusiei se formează statul german atașând tot felul de provincii de religii diferite sau cu anumite variațiuni legate de limbă, să se realizeze în jurul Serbiei. Sau ce a fost Piemontul pentru Italia. Aha. Ceva de genul, vă unificați, dar sub autoritatea, nu uitați acum. Da, și a apărut că reușește după primul război mondial, că na, s-a făcut acel legat al sârbilor, croaților și slovenilor, dar din câte știu a existat un diferent și cu România asupra Banatului, nu? Parcă trupele sârbe au intrat în Timișoara, până la nu? La situația aceasta trebuie să ne gândim și de ce au acceptat croații inițial. Că iarăși era o problemă, mulți au zis și despre țarul, mă rog, regele Alexandru,
că s-ar fi întins prea mult. Croații au acceptat acest lucru pentru că se temeau de Italia. Litoralul Dalmat avea orașe italiene foarte importante. La conferința de pace, Italia tot timpul revendica, așa revendicat în cele din urmă, cât mai mult sau cât de mult putea din teritoriul croat și de aceea în anumite circunstanțe, plus faptul că mulți colaboraseră destul de bine cu monarhia austro-ungară, se punea problema revenirii Habsburgilor la un moment dat și practic de asta au acceptat croații în condițiile de atunci, plus sloveni. Și avem regatul inițial sârbo-croato-sloven și bineînțeles că avem probleme și cu România. Mai ales că avem acest principiu al națiunilor. Știu că unul dintre consilierii președintelui Woodrow Wilson, îmi scapă acum numele, spunea că acest principiu al majorității pe un anumit teritoriu nu a făcut decât să transforme marele război în mai multe războaie mai mici. Ceea ce s-a întâmplat și în cazul nostru cu sârbii, care am avut relații bune, relații pozitive și în timpul lui Cuza. Bine, nu mai zic de alte picanterii în timpul lui Cuza și Maria Obrenović. Poate facem alte emisiune și despre situația aceasta. Problema Banatului a fost una destul de stringentă și am fost cât pe ci să avem un conflict cu Serbia. Deși avem această proverbială prietenie a noastră cu sârbii și cu Marea Neagră, totuși, atunci am fost la un pas. A fost momentul în care am fost la un pas, pentru că ei au ocupat tot Banatul, inclusiv Timișoara. A fost o problemă și a aliaților, pentru că aliații au promis și Serbiei și României același lucru. Și la un moment dat, ce facem? Cine ia ce? Și au fost foarte, foarte multe dispute. Cât să merge? Și dacă ne uităm pe... Și asta, ca să înțelegem mult mai bine istoria, eu recomand studiul unor hărți etnice pe care le găsiți pe internet destul de ușor, până unde mergem, pentru că granița și granițele naturale nu coincid cu granițele etnice. Și mai aveam și sate românești într-o parte și sate sârbești în partea cealaltă. Trupele sârbe nu s-au comportat nici de cum bine atunci, pentru că au fost foarte multe situații de maltratare a persoanelor din Banat. Au fost persoane care au fost obligate să rămână în Banat, deși își doreau să meargă la Marea Adunare Națională Alba Iulia. Au fost oameni dezarmați, unii au fost și deportați pentru o perioadă pe la Belgrad. Bine, nu se compară cu ceea ce am avut, mă refer la conflictele regionale cu Ungaria, pentru că nu s-au produs execuții în masă sau lucruri acestea foarte, foarte grave. Dar totuși acolo a fost un moment în care relația dintre noi și ei a scârțuit destul de bine. Și era cât pe ce marile puteri spuneau că o să ajungă la un război între serbi, între Iugoslavia, sau regatul sârbo, croatul sloven și România. E, cum ne-am împăcat noi? O căsătorie. Regina Maria merge la Belgrad, stai un pic că avem aici un... Deja încă mai treia regele Petru și fiul lui, care era un băiat tinerel, frumușel. Deja... Și nu prea pare de împărțe, dar... apropiat de... aproape în funcție, pentru că tatăl era grav bolnav, urma să înceteze imediat după sfârșitul războiului din viață. Și ce-ar fi că, printre altele, regia Maria își dorea să fie o sacră a Balcanilor, să îl căsătorim cu Mărioara, cu Minion, cum e cunoscută în... interesant e că Serbia a făcut și un film de curând, Alexandru al Iugoslaviei, în vreo 13-14 episoade, și apar inclusiv anumite secvențe în care se vorbește în limba română. Bine, e drept că e o limba română cam ca de pe Google Translate. Și apare și inclusiv Regina Maria, care vine, vorbește la Belgrad în limba română și spune că, uite, am o fică. Și la un moment dat el e foarte supărat așa pe România, primește o scrisoare din România, dacă e despre Banat, aruncați-o la coș, după care se trezește cu imaginea respective și rămâne așa ceva de genul wow. Cine-i scria din România? Da. Și iarăși Minion este reprezentată de una dintre cele mai frumoase actrițe sârbe la ora actuală, Tamara Alexić. Căutați pe internet imagini cu Tamara Alexić, foarte, foarte frumoasă actrița care o joacă pe Minion. Și bineînțeles ajungem la situația asta în care ne încuscrim cu sârbii. Chiar acum vreo câțiva ani am fost pe zona de graniță, se fac acele croaziere de la statuia lui Decebal și în fine.
Și la un moment dat, tipul care conducea barca vorbește cu grănicerii sârbi care au trecut pe lângă noi. Ce faci, Cuscre? Zic, dar știi de ce zici Cuscre? Nu știu, așa ne vorbim noi așa, prin zona graniței. Pe care am trebuit să le explic eu care a fost situația și, practic, aplanarea acestui posibil conflict. Mai este un lucru foarte interesant, faptul că Alexandru al Iugoslaviei a obținut inclusiv gradul de mareșal al armatei române, deci singurul străin care a obținut acest grad. Aveam un regiment, dacă nu mă înșel, regimentul 29, care a primit numele lui de regele Alexandru, și pentru bucureșteni există și un monument dedicat lui Alexandru al Iugoslaviei. Dacă mergeți pe zona Splaiului Independenței, la intersecția cu calea Cotroceni, cred că e asta care merge, e o benzinărie Petrom acolo, și undeva în spate există chiar monumentul... Cea care stă cu grenada lângă benzinărie. Da, mă uitam înainte de emisiune și am văzut că toată lumea știa doar că este un monument dedicat Primului Război Mondial. Într-adevăr, este dedicat, dar se pare că a fost sfințit, a fost inaugurat chiar prezența lui Alexandru al Iugoslaviei, cel care avea să fie asasinat mai târziu la Marsilie. În 34, parcă, 34, nu? Da. Da. Chiar discutasem înainte de emisiune să nu ne referim la al doilea război mondial în Serbia, că ăsta e subiect de... i-au făcut în 13-14 episoade, noi cred că am face în 20. Da. Rejer. Câte s-au întâmplat acolo, în care toată lumea s-a bătut cu toată lumea. Și în cele din urmă a câștigat Tito. E, cam așa în Balcani. Da. Hai mai bine să discutăm de comunismul iugoslav, că uite, e percepția asta că sârbii au avut noroc de un comunism luminat sau cu ghirmele de rigoare. Nu știu, a fost comunismul la ei? Mai degrabă iugoslavii. Să vă spun diferit, așa... sau a fost Tito... Nu știu, un lider diferit de... De ce zic iugoslavii și nu sârbii? Spre surprinderea mea, bine, sunt și mulți dintre sârbi care au nostalgie față de Tito și, bineînțeles, față de Iugoslavie, ideea unei țări mari, dar am văzut și mulți care nu prea sunt de acord cu Tito și care au așa o politică, au o poziție în asta, băi, totuși, totul până la Tito, pentru că Tito a încercat cumva să ascundă lucrurile și acest naționalism să fie cumva ascuns sub preș, pe de-o parte, și dacă stăm să ne gândim un pic, s-a ajuns și să și dezavantaja Serbia. Și de ce spun acest lucru? Era singura dintre republici care avea pe teritoriul ei două republici autonome la rândul lor. Și vorbesc aici despre Kosovo și Voivodina. Kosovo în sud și Voivodina în nord, da. Kosovo locuit de albanezi și Voivodina de... Un amestec acolo, dar majoritar sunt sârbi. Nu am majoritate absolută, dar oricum. Aha. Sunt și croați, sunt și unguri, ceva, și sunt niște zone români, și români, bineînțeles. Sau, problema e în felul următor. La un moment dat a existat un lider evreu, Moshe Pialde, sper să-i pronunț bine numele, care ar fi spus de ce nu facem chestia asta și cu sârbii din Croația, pentru că și sârbii aveau niște teritorii din Croația în care erau majoritari. Și atunci, bineînțeles, că Tito s-a făcut că nu aude, bine, hai să lăsăm povestea așa și să o terminăm. De ce zicem că au avut un comunism, comunism diferit? Păi, în primul rând, a început totul de la conflictul între Stalin și Tito. Inițial, Tito era un mare admirator al lui Stalin, avea portretul lui în birou, doar că, la un moment dat, au început să existe niște tensiuni. Miroslav Gilas, un alt lider iugoslav, povestea despre momentul în care s-a plâns lui Stalin despre faptul că armata sovietică se comporta cum se comporta și în România, cu femeile și cu mai produsese ceva violuri, atrocități în zona Serbiei. Cam de atunci începuse să se strice un pic prietenia și mai rău s-a stricat atunci când Tito a avut avantajul ăsta la sfârșitul războiului că și-a eliberat o mare parte din teritoriu prin forțe proprii și prin... într-o mișcare de partizani la care au aderat persoane indiferent de etnie, indiferent de religie și așa mai departe. Și practic cumva era foarte iubit de poporul lui. Atunci când Stalin încearcă să impună niște asociații similare cu sovromurile din România, teoretic asociații mixte, dar din care știți, da, probabil vorba aia cu noi le dam grâu, ei ne luau porumb, adică luai și una și alta, atunci Tito ar fi zis nu. Mai mult decât atât, a încercat să fac un proiect de federație în care să includă și Albania și Bulgaria. E, atunci, deja,
în luna februarie 1948, Iugoslavia este criticată și mai târziu este dată afară din Cominform. Și pe fondul acesta, Tito începe să primească din ce în ce mai mult sprijin de la americani. Și vorbim aici despre milioane de dolari care erau livrate sistematic în Iugoslavia și începe să apară ceea ce s-a numit titoismul. Dacă Ceaușismul a reprezentat ceea ce a reprezentat, știm, la nivelul anilor 80, titoismul a avut niște caracteristici pozitive din punctul nostru de vedere. În afara granițelor. Unul la mână a oprit colectivizarea, deși au fost niște abuzuri la început cu colectivizarea, stop, joc, nu mai avem gospodării agricole colective. Doi, a impus un lucru foarte interesant în economie, un fel de autonomie a întreprinderilor. Era așa o struță cu cămilă între comunism și între socialism și capitalism. Adică ceva de genul, dacă produce, dacă întreprinderea face față pe piață, atunci contează foarte mult și veniturile, începând de la directorul de întreprindere, care era director, deci nu era lui, nu era practic proprietate, până la ultimul om care strânge șuruburi sau lucruri de genul acesta. Deci a mers pe ideea aceasta de autonomie, care a funcționat destul de bine la un moment dat. Și al lucru, exact ce spuneam mai devreme, le-a dat permisiunea să plece și să lucreze în afară. Și deja până prin anii 70, un milion de iugoslavi lucrau în afară, în state din Europa de vest. Și ne gândim și la felul în care s-au răsfrânt aceste lucruri asupra societății, pentru că aveau acces la informație, aveau acces la foarte multe lucruri. Acum iarăși o sabie cu două tăișuri, că în Occident unii au dat și de mai vechi opozanța lui Tito, anticomuniști. Și tot așa se nasc aici și niște germeni care duc la un moment dat treptat spre ideea aceasta de scisiune. Deci n-au început să conteste apoi regimul, văzând condițiile de viață din Occident, libertatea de exprimare și așa mai departe? Adică sârbii, iugoslavii care plecau. Era destul de permisiv. Vorbesc aici, de exemplu, în 1968 au loc proteste studențești la Belgrad. Iarăși, Belgradul, la nivelul anilor 60, arăta asemănături cu orice oraș în Occident. Și au loc mișcări studențești exact cum au fost la Paris sau în... Vorbim despre, bine, Cehoslovacia, acolo iarăși vorbim despre tot un regim un pic mai liberal, iar Tito vine și le spune, da, studenții au dreptate. Doar că au rămas doar cu dreptate, adică nimic mai mult. Au dreptate, zice, nevoie de reforme, dar reformele întârziau să apară. În schimb, iarăși a fost foarte dur cu orice mișcare din aceasta naționalistă, sau mai degrabă zice că a susținut când naționalismul sârbesc, când pe cel croat, tocmai pentru a ieși el la suprafață, adică ca să existe impera, un echilibru, practic. Aha. Exact, la un moment dat când pe unii, când pe alții și până la urmă tot eu ies deasupra. Deja odată cu moartea lui Tito, 4 mai 1980, sistemul se cam clătina și începuse să se clătine de pe la Constituție în 1974, una care dădea o autonomie foarte mare republicilor. Mai mult decât atât, era specificat un lucru și asta va conta în războaiele de mai târziu. Deci nu dreptul de scindare al republicilor iugoslave, ci al națiunilor. Și acum cum facem? Națiunea sârbă trăia și în Bosnia, și în Croația, Muntenegru, Kosovo. Și ce facem? Dacă e vorba să se rupă. Ceea ce s-a și întâmplat în definitiv și ceea ce a creat iarăși în cele din urmă multe probleme. Deci ce s-a întâmplat efectiv când s-a prăbușit Iugoslavia? Iarăși avem un cutremur major în 1989-90, atunci când avem acel efect al dominoului și cade comunismul peste tot. Are loc o întrunire mare în luna ianuarie 1990, Liga Comuniștilor Iugoslavi. Croații și slovenii părăsesc conferința și asta de ce? Iarăși mai e un fundament economic, pentru că în istorie, iarăși tot timpul le spun și elevilor să analizăm un pic economicul și partea legată de resurse înainte de a face niște afirmații. Practic, începând din anii 80, economia iugoslavă era cumva așa. Adică undeva Slovenia avea 15% din PIB, deși era un stat destul de mic, în timp ce Kosovo 2,5%. Și pe o scară din asta, cu cât te duceai mai la vest, cu atât era mai avansată. Mai ales că se contactaseră și niște împrumuturi la începutul anilor 70, știm, atunci a fost și problema cu criza petrolului și lucrurile erau deja
denaturate din punct de vedere economic. Avem prăbușirea comunismului. Prăbușirea comunismului, practic, și libertatea de expresie și alte lucruri de genul acesta și procesul de democratizare, a fost cel care a zguduit din temelii statul iugoslav. Practic, după această conferință, se ajunge treptat ca Milošević, vine așa un lider providențial. Inițial, se pare că nu ar fi fost naționalist, mai degrabă a fost un oportunist. Pentru că a mers în umbra unui alt lider, Stambolić, cel care l-a luat după el în funcția de primar al Belgradului, conducător al Partidului Comunist Iugoslav. Și prima lui manifestare naționalistă are loc în Kosovo în 1989, ne gândim la 600 de ani de la bătălie, când le spune sârbilor, se strâng vreun milion de sârbi și le spune ceva de genul că trebuie să stăm cu mâna pe sabie pentru că un alt pericol ne pândește. Asta iarăși nu îl face în niciun caz mai rău decât alți lideri naționaliști. Că avem un Franjo Tuđman în Croația, care este la fel ca Milošević, numai că pe dos. El se apucă, merge deja din anii 80 pe la universități din America și ia contact inclusiv cu personalități din exilul croat și vorbesc despre unii care comiseseră acte de genocid în timpul celui de-al doilea război mondial, membrii ai mișcării Ustașa. Da. Și mai avem iarăși în Bosnia, iarăși un lider destul de apropiat de partea aceasta de islam, Alija Izetbegović, care nici el nu este în niciun caz nepătat. Ce avem? Cade comunismul cu tremur major în Europa, libertate de expresie, iarăși revin economia care era complet dezechilibrată și mai ales după comunism știm cu toții că există așa un reviviment al naționalismului, lucru care poate s-a simțit și la noi la un moment dat. Hai să vedem ce suntem, ce se întâmplă cu noi și se mai adaugă și alte mici ingrediente, cum ar fi intervenții din afară, pentru că, iarăși, e un lucru interesant în Balcan și istoricii din, care vorbesc despre Balcani, tot timpul au o dilemă. Ori suntem noi, din punct de vedere genetic, așa răi, ne batem, ne sălbati și așa mai degrabă, că sunt scrieri din secolul XIX, inclusiv Carl May, cel care a scris Vinetu și care are un, în scapă numele acum un roman despre Balcani, ne văd tot cap în fel de vest sălbatic sau est sălbatic, mai bine zis. Sau, nu cumva, sunt toate popoarele din Balcan doar niște pioni ai marilor puteri aici în regiune. Și, practic, decât să iasă un conflict între două persoane foarte puternice, mai bine fiecare facem cu o mică mutare aici. Proxy works. Da. Exact. Sau poate o combinație a celor două da, idei. Da, tind să cred că nu e nici, nu, exact ce vă ziceam, nu aș merge nici pe una, nici pe alta, aș merge pe undeva pe la mijloc. Și ce s-a întâmplat în anii 90? Când mă gândesc la Serbia anilor 90, masacrul de la Srebrenica. Da, este singurul act care a fost calificat de tribunalul la Haga drept genocid. Și bineînțeles că l-avem acolo pe generalul Ratko Mladić, cel care asediază această enclavă a Srebreniței și la un moment dat, deși era garantată securitatea celor de acolo, le dă voie femeilor și copiilor, băieților sub 14 ani să plece, iar tot ceea ce însemna persoană peste 14 ani este calificat drept terorist și executați tot sistematic, 8.000 de persoane avem acolo de morți. Dar iarăși este un lucru foarte interesant aici și noi suntem cumva, nu știu cum să spun, orbiți doar de ideea aceasta de Srebrenica. Doamne ferește, nu suntem nebuni să negăm Holocaustul la Srebrenica, pentru că au fost niște lucruri foarte grave care s-au întâmplat acolo. Să nu o să facem din ei niște melușei în niciun caz, doar că s-au produs masacre de ambele părți. Părțile fiind sârbii? Sârbii și musulmani. Bosnieci. Musulmanii bosnieci își cheamă frații din statele musulmane și avem și aici o serie de atrocități. Acum depinde. Una este genocid, alta sunt crimele de război. Genocidul e atunci când deliberat, pur și simplu elimină o populație pe criterii etnice, rasiale, religioase și așa mai departe. Adică o politică sistematică de așa, dar să nu încercăm să ridicăm, pentru că în societatea românească și în general când e vorba de războaiele iugoslave avem două opinii. Fie asta cu nu domnule, sârbii au fost tot timpul victime, nu știu. Ei au fost săraci tot timpul atacați de alții și așa mai departe, care este păguboasă, bineînțeles.
dar avem și partea cealaltă în care spunem nu, ei sunt... Și așa ni prezintă, din păcate, multe dintre, bine, nu toate, dar multe dintre filmele occidentale. Ceva de genul, sunt niște, doar ei au fost niște psihopați obsedați de sânge și au vrut să omoare, să ucidă și așa mai departe, pentru că așa, nu. Și ceilalți au făcut lucruri asemănătoare. Vorbim despre Croația și vorbim despre populația sârbească a Croației, care avea undeva la 12-14% după anumite statistici, și vorbim despre operațiunea Oluia, cea, operațiunea Furtuna, prin care practic toți au fost aruncați peste graniță. Deci există imagini cu convoaie întregi, fiecare cu familie, cățel, purcel, și care au fost obligați pur și simplu să plece în Serbia. Și regiuni care erau dominant sârbești și practic au rămas fără niciun locuitor. Acum populația sârbească a Croației are undeva la 2%, 2-3%. De asta încercăm să nu... Bine, iarăși se ajunge la o situație în Bosnia în care toată lumea se luptă cu toată lumea. Că avem musulmani care, majoritatea, bineînțeles, țineau cu liderul lor, cu Alija Izetbegović, care voia independența. Și avem și un Fikret Abdić, care a fost apropiat al lui Izetbegović și care își constituie la Bihać, undeva în nord-vestul Bosniei, o armată musulmană care lupta de partea sârbilor. Fiecare luptând să-și exact. Creeze statul avem prima propriu. Dată, bineînțeles, sunt de acord să se despartă de Iugoslavia când vorbim despre Bosnia, vorbim despre anumite referendumuri. Croați și musulmani, sârbii boicotează, dar la un moment dat și între croați și musulmani izbucnește un conflict. Avem podul de la Mostar, care este dărâmat atunci, întocmai în... Deci se ajunge exact ca în Balcan. Toată lumea se luptă cu toată lumea. Deci pe undeva avem... Sau avem iarăși printre apărătorii orașului Sarajevo, un simbol al războiului din Bosnia și al nenorocirilor care s-a întâmplat acolo. Printre musulmani avem și soldați sârbi care mergeau pe ideea de federație. Bine, nu erau foarte mulți, dar erau și situații. Am văzut reportaje. De... Și războaiele astea au dus practic la crearea Serbiei, o Serbie mult mai mică față de... Da și nu. O Serbie mult mai mică, bine, și bosnieci, iarăși acolo, depinde din ce unghi privim lucrurile. Într-adevăr, majoritatea era undeva pe la 48% erau musulmani, dar foarte greu să separi o țară cu 48% musulmani când ai o minoritate de 30 și ceva la sută. Să o separ de statul iugoslav. Pentru că, normal, ăștia 30%, băi, stai că noi vrem să rămânem cu părticica noastră. Și mai e și vreo, iarăși ce mai rămâne acolo, mai e croați, care și ăștia își doresc să se adere la Croația. Vă dați seama, e rețeta perfectă și iată la ce duce lipsa educației, practic. Pentru că atunci când ai o educație democratică, ai niște viziuni, stai un pic, ești de altă religie, te tolerezi, e ok, și alte lucruri de genul ăsta, și foarte greu să vorbim în Balcan despre asemenea lucruri. Toleranță? Ce e aia, da. Dar au fost și niște lucruri interesante și asta îmi place să le reliefez. De exemplu, vorbim despre masacrul de la Srebrenica și despre uciderea musulmanilor, dar au fost și familii sârbești care își aveau vecinii musulmani. Stai un pic, vine să te măcelărească. Nu, dorm la mine în pivniță, te ascund. Sau invers, lucruri de genul acesta. Cea mai tragică imagine a războiului Iugoslave și în principal a celui din Bosnia sunt doi tineri, Boško și Admira. El era sârb, ea musulmancă. Deși el avea relații cu lumea interlopă a orașului Sarajevo, practic la un moment dat încearcă să fugă. Băi, sunt sârb, nu sunt bine văzut aici. Îmi iau iubita mea musulmancă și încet să fug. Și la un moment dat, când trec pe un pod, sunt uciși de lunetiști. Fiecare dintre părți zicea că ceilalți, musulmanii că i-au omorât sârbii, sârbii înțeles că au omorât musulmanii. Greu de făcut o analiză acum și de precizat. Dar mulți au asemănat acest lucru cu povestea lui Romeo și a Julietei. Mai ales că cei doi cadavrele celor doi au rămas îmbrățișate pe pod. Pentru că nimeni nu avea curaj, nici măcar forțele ONU, timp de 3 zile să pătrundă acolo și să-i ridice.
Deci, ăsta e războiul, pentru că asta le spun și elevilor. De multe ori, mulți își imaginează războiul ca pe un joc de Counter-Strike sau de, nu știu, pe vremea noastră, pac-pac. Ce interesant e tu să tragi în unul, ăla să tragă în tine, da, nu știu, faci fapte de viteji, asta găsim în cărți. Da. Mai spun la oră să ne ferească Dumnezeu de vremuri interesante. Poate sunt interesante să le citim sau să le discutăm aici la Zaia Fedar. În niciun caz să le trăiești, Doamne ferește. Da, complet de acord. De apropo de vremuri interesante, cred că prima dată când am avut senzația că trăiesc vremuri interesante a fost în 99, când au forțe române au bombardat... au bombardat Serbia, dar eu n-am înțeles atunci, eram destul de mic să pricep eu ce se întâmplă. Eram în clasa nouă, țin minte, cât de cât. Eu nu zic în ce clasă eram, e mai bine. Da. Ok. Ce s-a întâmplat atunci? Practic avem regiunea Kosovo în care a fost liniște, dar un fel de liniște dinaintea furtunii. Liniște în Balcani? Liniște și toleranță? Liniștea dinaintea furtunii. Avem un lider acolo care promova independența Kosovo, da, prin metode pașnice, Ibrahim Rugova, care era asemănat cu un Gandhi al Balcanilor. Ceva de genul, domnule, încercăm să ne separăm sau să obținem autonomia. Avem iarăși un moment, revin la Milošević, în care autonomia regiunii Kosovo a fost eliminată de el. A fost eliminată, Serbia, așa zic, totul începe și se termină în Kosovo. A început cu războiul din Kosovo, s-a terminat cu războiul din Kosovo. Fac aici o bulimă, așa, sper să înțeleagă ascultătorii. Și practic după ce a eliminat această autonomie, a existat și o politică de sârbizare, se naște o formațiune, și asta se pare că are origine în niște grupări marxiste din anii 80, UCK. UCK, care era sprijinită din diverse mijloace, trafic de carne vie, droguri. În Albania iarăși avem un sistem de tip Caritas care prăbușește toată economia și la un moment dat un Kalashnikov se vindea cu 5 dolari, ceva de genul, vrei să cumperi exact cum îți iei o gogoașă acum sau nu știu ceva de la târgul de Crăciun, nu mai știu ce. Okay. Premizele păcii. Da, premizele păcii. Și mai e și graniță directă cu Iugoslavia. Intervin în Kosovo. Și imediat după războaie încep conflicte. Încearcă, practic, au și un sistem, inclusiv încercau să aibă un sistem de școlarizare paralel cu cel oficial al Iugoslaviei și comit o serie de abuzuri. Iarăși, nu trebuie să dăm vina tot timpul pe sârbi. Nu au fost niște mielușe în niciun caz. Dar vorbim despre o asociație cu origini teroriste și o asociație de tip terorist care omoară civil sau intervine împotriva autorităților de stat și așa mai departe. Bineînțeles, cum vorbeam despre balcanici, nici sârbii nu stau deoparte și produc și ei masacre. Și e foarte greu, mai ales când, știu că e și o carte foarte interesantă despre, nu știu, cred că e și ceva legat de partizan sau de lucruri de genul acesta. Cu spionii, nu? Da, da. E foarte greu să faci discernământ între cine sunt cei care susțin pe băieții ăștia sau cine, depinde perspectivă. Unde te poziționezi. Și se ajunge, bineînțeles, la niște crime odioase și la niște lucruri de genul acesta. Și având în vedere background-ul cu Srebrenica, ce se întâmplase, deja Ratko Mladić era căutat, deja erau niște premise destul de urâte, Statele Unite amenință că trebuie să oprească acest lucru și că vor interveni. La procesul de sârbizare a Kosovo, nu? Și acesta și încearcă practic să aducă pacea în regiune, nu mai zic cu da, chestia Kosovo asta. Kosovo era... Cum era atunci? Era partea Serbiei, dar era majoritar albanez, nu? Dar majoritar albanez. Dar era gen reagănul națiunii sârbe. Da, aici sunt două elemente care se confruntă. Destul de ciudat. De fapt, destul de ciudat. Dacă e să vedem perspectiva albaneză. Perspectiva albaneză, suntem 90%. Iarăși un lucru pe care îl pun ei tot timpul, pun semnul egal între albanezi și ilir. Am fost aici dintotdeauna și așa mai departe. Dar mai intervine și perspectiva sârbească. Faptul că majoritatea localităților din Kosovo au nume sârbesc. Faptul că au acea idee de sacrificiu, acel mit național. Multe dintre ele sunt în patrimoniu UNESCO. În secolul al XVII-lea s-a produs o migrație foarte mare a sârbilor din Kosovo spre regiuni din nord. Există chiar și un tablou interesant pe care orice sârb mai patriot îl are în casă cu plecarea sârbilor. Tot așa, o imagine cu preoți, cu
cai, cu un alai din ăsta întreg care mergea spre regiunile din nord, unde în Croația și Banatul istoric au creat ceea ce s-ar numi frontiera, Craina sârbească, o zonă care a fost folosiți practic ca un factor de protecție în fața turcilor. Au fost transformați în soldați, cam cum avea și noi regimente grănicerești. Practic avem o zonă din aceasta de graniță și totuși, dacă stăm să ne gândim, domnule, teritoriul lor, în fine, era acolo cu câteva secole înainte. Când ajunge armata sârbă în Kosovo și este, dacă facem așa un arc peste timp între 1389 și primul război balcanic 1912, populația sârbească era undeva la 30%. Deci, practic, se desârbizase regiunea. Treptat, 30%, dar ideea e că pleacă din ce în ce mai mulți. Și pleacă din ce în ce mai mulți. Deja în anii 90 ajunseseră la un 10-15%. Astăzi nu știu dacă mai sunt 5-7% etnici sârbi în Kosovo, dar are această moștenire istorică. Și nu știu dacă un politician sârb, cel puțin în următorii ani, ar avea curajul să recunoască cumva regiunea respectivă, pentru că și-ar tăia craca de sub picioare, practic. Adică, inclusiv în cântece. Ascult muzică sârbească, îmi place foarte mult și au o întreagă mitologie din asta legată de Kosovo, de pământul meu, e inima Serbiei pentru mine. Deci, inima în afară corpului, nu? Ceva de genul. Ne gândim, nu știu, cam ceva similar cum ar fi la noi cu Bucovina. Totuși, acolo e locul în care e îngropat Ștefan cel Mare, avem mănăstiri, avem o grămadă de lucruri, doar că au venit unii, au fost mai mulți la un moment dat și l-au luat. De asta este foarte, foarte greu și mai ales că sunt și anumiți factori internaționali. Avem iarăși o rezoluție a ONU care atunci când Kosovo s-a desprins sau era sub administrație NATO, a forțelor NATO, spunea că practic nu poate să devină un stat independent. Există acolo niște mici articole, nu știu, de legislație care nu permitau regiunii să devină un stat independent. Dar, pe de altă parte, iarăși, că ne vârtim în jurul cozii, avem principiul națiunilor. 90% sunt albanezi. Da. Am fost în Kosovo, e interesant, așa. În ciuda ceea ce cred majoritatea oamenilor au de Kosovo și mai ales cei de vârsta noastră se gândesc la război, e o regiune care se pompează foarte, foarte mulți bani. Adică nu m-ar mira ca ceva să ajungă un fel de noul Dubai sau ceva de genul. Wow. Bine, nu știu dacă Dubai, dar se investesc bani din Statele Unite, State Occidentale și așa mai departe, din lumea arabă și pur și simplu, ca să avem așa o imagine despre Kosovo, cum arată orice intră într-un oraș mare din România. Tot felul de showroom-uri, de cartiere noi, mai bine sau mai puțin bine construite, tot felul de blocuri, de lucruri de genul acesta, deci cam așa arată cel puțin în zona albaneză. Uite, eu n-am fost niciodată în Kosovo, doar am citit pe net despre el și tot timpul Kosovo e egal conflict. Ba că sârbii trimit acolo un trend ăla pictat naționalist, patriotic, Kosovo e Serbia, ba că se ceartă pe plăcuțe de matriculare, ba... Dar acum... Problema cu plăcuțele din ultima vreme este legată practic despre tot așa de identitatea sârbească. După conflict, fie sârbii au ajuns în anumite mici enclave, trăiesc, una dintre ele este la Gracianița, unde este și o mănăstire importantă. Am fost acolo, este undeva la periferia Priștinei. Fie în zona de nord. În zona de nord, unde a devenit o zonă compact sârbească, practic o mică fâșie acolo care încă folosește, bine, moneda folosită acolo neoficial euro, că nu are niciun fel de monedă. Cam peste tot. Euro. Ah. Și în Kosovo și Muntenegru. Deci s-au integrat deja. Exact, deja sunt integrați, au sărit mai mulți pași față de noi. Noi ne chinuim să trecem și uite că... Pâine, să-i și în Schengen, nu? Exact. Da. Și se pompează bani masiv dinspre Serbia acolo și iarăși de fapt o... Nu știu ce să zic, dacă ține sau nu ține, deși au forțe ca for, au o zonă sârbească omogenă. Simbolul diviziunii între cele două entități este podul din localitatea Mitrovița.
Zona de sud a orașului este albaneză, zona de nord este sârbească. Și apa este, din râu e... Nu știu, e plină de... Deci o zonă din asta pietonală și e plin de grafiti și pe o parte și pe alta. Unii cu Albania Mare, alții cu Serbia și lucruri de genul acesta. E o propagandă care merge constant. Bine, acum trebuie să luăm și oamenii de rând, pentru că de multe ori sunt oameni care sunt prinși în această tragedie. Au fost situații în care au existat prieteni foarte buni din cele două etnii și încă mai se încearcă cumva o revitalizare, dar astea sunt doar niște excepții, nu foarte des. Vedem lucrul acesta. S-a încercat cumva soluționarea problemei. Actualul președinte Alexander Vučić a încercat la un moment dat să poarte niște discuții privind autonomia mai mare a anumitor regiuni unde sunt sârbi în Kosovo și eventual integrarea nordului în Serbia și un schimb de teritorii cu alte teritorii albaneze majoritare din sudul Serbiei. O nebunie din asta. S-a opus Germania, Angela Merkel a zis că nu vreți să aprindeți nou butoi cu pulbere, mai bine stați așa cum sunteți. Dar e un butoi cu pulbere. Da, este un butoi cu pulbere în zona Kosovo și ar și intervin și actorii internaționali, pentru că... Dar unii dintre ei sunt nu doar în vest, ci și în est. Că, uite, acum pe fondul războiului din Ucraina, o parte a Serbiei a făcut, să zicem, notă discordantă față de perspectiva generală de a fi alături de Ucraina și știu că... Dacă nu mă știu, compania aeronautică. Este una dintre puținele care mai operează zboruri. Zbor către Moscova și practic a devenit un fel de poartă de intrare în Europa. E Serbia un fel de pion? Nici nu prea are ce să facă. Adică e pion din... Pe de-o parte există aici un lucru care ține de o tradiție istorică. Faptul că, bine, norocul lor că nu s-a învecinat cu rușii, că noi știm mai bine. Da. Ideea fratele mai mare, slav și cel care ne ajută întotdeauna. Pe de altă parte avem și o perspectivă politică legată de faptul că Rusia este singurul stat din Consiliul de Administrație al ONU care, de securitate, mă scuzați, care nu recunoaște statul Kosovo. Și de fiecare dată când se pune problema recunoaștere, pentru că nu e recunoscut nici măcar de România. De 80% din statele europene, de fiecare dată sunt cei care țin cu țimorțiși să nu fie recunoscut acest teritoriu. Avem amintirea războiului din 1999. Singurul, asta mai îmi place să mai zic, singurii care au luat apărarea Serbiei, sau printre puținii, mă rog, au fost manifestări de susținere, dar la mod oficial au fost rușii. E similar cu situația asta în care ești în curtea școlii, ai mâncat bătaie de la un grup de băieți sau de la mai mulți la un moment dat și la un moment dat acea situație se întâmplă peste 3-4 ani față de golanul care ți-a luat apărarea. Adică, ăsta totuși m-a apărat atunci, nu pot să... Plus că mai este un argument aici, ăsta cred că este și mai important din punct de vedere economic. Serbia nu este membra Uniunii Europene și o mare parte din gaz, 100% gazul vine de la ruși. Și în condițiile astea crezi că o să fie vreodată membra UE? Nu cred, pentru că iarăși ne lovim de aceeași problemă și anume de Kosovo. S-a propus ideea de integrarea celor două țări. De fiecare dată când e vorba despre negocieri privitoare la UE, li se zice, recunoașteți Kosovo ca stat independent? Nu. Și spun că e o situație și cu NATO, nu? Nici NATO nu voi cu fi NATO, în niciun caz, dacă la Uniunea Europeană am așa, sunt mai sceptic. În cazul NATO, pot să zic că sunt 90% că nu va adera Serbia la NATO, mai ales că are și în Constituție un articol specific în care enunță neutralitatea în privința Serbiei în Balcani. Neutralitate și că nu ne băgăm sub nicio formă. Știu ce s-a întâmplat atunci când a fost integrat Muntenegru în NATO, au ieșit tot felul de scandaluri, erau tot felul de meme-uri, inclusiv pe Facebook, ceva de genul iubita de lângă tine care se uită la altul, poate știți imaginea aia, și Muntenegru care, bine, și el și-a declarat independența, cu o populație acolo se consideră unii sârbi, alții nu se consideră, o biserică care ține patriarhia sârbă proporție de 60-70%, iarăși o încurcătură destul de mare, dar țin minte că eram în 2017 în Muntenegru
Și era tot felul de băieți din ăștia de cartier care conduceau mașina ostentativ cu steagul Serbiei și cu muzică naționalistă puternic în dată în blană ca să arate că totuși ei sunt foarte liniștitor, da. Ce se poate întâmpla rău, nu? Nu, că nu. Ideea e că am fost și în Bosnia și în zone în acestea de conflict și dacă nu intri în vorbă cu ei, nu începi să te ceri și alte lucruri, oamenii sunt foarte apropiați. Și croați, și sârbi, și am și prieteni din, și din etnia croată și din etnia sârbă. Totul e ok până le vorbești de partea adversă. Dar dacă le vorbești de, să zicem, de ai tăi, adică care e situația românilor din Serbia? Că da, și aici e o problemă foarte mare. Știu că acum vreo 10 ani tot citeam despre părintele Bojan Aleksandrović, nu? Dar e cel care a construit o biserică pe, și bine, românească din și... online. Da, problema, e o cel să nume. Problema cea mare sau problemele cele mai mari în relațiile între români și sârbi sunt legate de, 1, situația românilor din Valea Timocului. În Voivodina există o universitate la Novi Sad, unde există și o catedră de limbă română. Există o televiziune care emite și în limba română câteva reportaje în fiecare zi, în română, maghiară. Aha. Deci acolo este o zonă a toleranței, nu avem nicio problemă. Avem biserică românească recunoscută, avem... etnici români care sunt recunoscuți și nu au niciun fel de problemă. Există școli din limba română. Ei, problema cea mare e Valea Timocului, zona aceasta de la Turnul Severin mai în jos peste Dunăre, pentru că acolo sârbii spun că respectivii sunt vlahi. Adică am avut și români. Discuții, oameni cu care mă înțelegeam bine și mai intru și eu în discuții din acestea pe spațiu online. Ha, nu sunt români, sunt vlahi. Păi ce sunt vlahi? Vlahi, în opinia lor, sunt o altă populație. Dacă ei vor să se considere vlahi, și iarăși, exact cum e și situația legată de Republica Moldova, unde de unii se recunosc moldoveni, alții se recunosc români. O parte a celor de acolo se consideră vlahi. Bineînțeles că de asta, iarăși, ei sunt niște pioni ai politicilor Belgradului. Faptul că, domnule, nu sunt român, sunt vlah. În proporție de 80-90%, spre deosebire de cei din Grecia, dacă mergi Mețovo sau nordul Greciei sau în alte regiuni, și ai o limbă română sau să zicem un dialect sau o limbă, chiar unii consideră o limbă diferită, în cazul celor de peste Dunăre, înțelegi proporții de 80-90% din ceea ce spune. Doar că mai folosește tot felul de cuvinte, sârbisme, arhaisme și așa mai departe, dar și iarăși politici de deznaționalizare foarte crunte au fost acolo, referitoare la această populație. E o problemă legată de biserici și de părintele pe care le-am menționat mai devreme. Cu foarte mare greutate au reușit în cele din urmă să recunoască câteva biserici și o problemă iarăși este cu introducerea limbii române în școli. Acum depinde și de interesul politicienilor. Când vor să se apropie, vin și le fac promisiuni. O să aveți ore de limbă română, dar până la urmă se bucură toată lumea, dar la sfârșitul programului, eventual 2 ore sau ceva de genul ăsta. Și acolo iarăși este, asta zic, repet că este o problemă. Cu toate că mulți români vizitează zona, a fost de multe ori în zona, e foarte, foarte interesant așa. Mai există un factor care ține acolo destul de mult de acest românism și vorbesc despre internet. Sunt și niște conturi interesante de pe Facebook ale vlahilor din zonă, unde se scrie în limba română tot așa cu tot felul de lucruri, mă rog, elemente legate de cultura sârbă, au așa o combinație între de limbi. Există posturi de radio pe partea de online cu muzică vlașchi. Vlașchi, ce ar însemna, e o muzică care sună fix ca muzica bănățeană de la noi. Fix că oarecum similară. Dar asta este o problemă destul de mare. Faptul că nu sunt recunoscuți ca națiune. Cei din Voivodina nu au nicio treabă. Altă problemă care ar exista la noi ar fi cea legată de relațiile cu Rusia. Pentru că mare parte, cu toate că iarăși mai trebuie menționat ceva și mă bucur că zic în această emisiune, în București și marile capitale europene au fost văzute acele manifestații proruse. Și într-adevăr au existat. Dar vă mai spun un lucru, au existat și manifestații pro-ucrainene la Belgrad. Există o organizație, Femeile în Negru, Jene Uțârni, în limba sârbă, care au organizat proteste în fața ambasadei Rusiei de la Belgrad și au ieșit chiar pe, poate cei care au fost la Belgrad știu, alea pietonală
Knez Miloșa și au ieșit cu pancarde și au protestat împotriva lui Putin. Avea pancarde cu Putin este un criminal, Putin este un nenorocit și așa mai departe. Nu credeți în propagandă. Și iarăși, având în vedere că înțeleg și eu cât de cât sârbește, m-am uitat și prin comentarii pe internet și nu chiar toți sunt, sau nu așa cum ne-am așteptat, felul în care ne sunt prezentate lucrurile, 90% sau 99% sunt clar, într-adevăr sunt undeva 60-70%, dar există și o parte de 30% dintre sârbi care spun, băi, stai un pic că nu e așa. Dar ei nu sunt văzuți niciodată, asta mi se pare da, uite că eu ciudat. Nu i-am văzut. Există acolo, și persoane care nu sunt atât de apropiate de Rusia. Bine, covârșitoarea majoritate îi avem destul de apropiați, dar lucruri care nu prea se văd. Bun, și pentru că am vorbit destul de istorie și politică și pe mine m-a rovit și alergia, abia mai respir. Hai să încheiem cu lucrurile care contează. Și anume cu dacă ajungem în Serbia. Ce merită mâncat și ce merită vizitat? Da, în primul rând, dacă ar fi să vorbesc despre Serbia, vă spun că am fost așa pentru prima dată, bine, am mai trecut eu prin, am făcut o mică excursie asta în 2013, nu se pune, prin 2016 și am fost surprins că la București, deși avem o țară vecină, o țară care, cel puțin în teorie, este prietenă, nu există niciun ghid turistic al Serbiei. Dacă să cauți pe internet, nu găsești nimic. Găsim despre Bulgaria, toți merg litoralul bulgăresc și așa mai departe. Poate unii zic că nu ar fi interesant. Sau, domnule. Da. Dar Belgradul pentru un city break rămâne valabil în primul rând. Există numeroase localuri foarte interesante. Unul dintre ele este cu aliure din asta retro legată de comuniști de Iugoslavia, Corčagin Kafana. Kafana e numele pe care îl poartă la ei restaurantele, deși nu se servește cafea, se servește mai mult alcool acolo, normal. Mai avem iarăși o formație foarte cunoscută a sârbilor de rock, Riblia Ciorba, ciorba de pește, și sunt unii care au preluat brandul Hard Rock Cafe. Și în loc de Hard Rock Cafe pe tricourile ospătarilor, au scris cu chirilice ciorba și un os imens de pește. Acolo se ascultă mai mult rock. Oamenii sunt foarte călduroși. În ciuda felului în care sunt prezentați de multe ori de propagandă, sunt foarte prietenoși. A fost singura țară, bine, în afară de Istanbul și zonele turistice, unde, România, good neighbor. Deci oameni care plăteau la inimă, good neighbor, sunt prietenii noștri. Ba, la Muzeul Aviației am dat de un domn ghid acolo, foarte interesant, care ne explica în engleză, bine, era amuzant că aveau în engleză, vorbeam cu prietena mea, actuala soție. Mulțumesc. Are o engleză similară cu cea lui Ion Iliescu, așa cu un slag. Mai stătea puțin și zicea, România, beautiful country, și începea să-mi descrie, zici că zicea așa o poezie. Ce grâne am văzut eu și câmpul României și Marea Neagră și munții, dar ce țară frumoasă, dar ce țară frumoasă. Păcat că e locuită, n-a zis? Nu, dar omul era chiar fascinat de chestia asta, plus că o duc mai bine românii față de sârbi. Am avut situația, la un moment dat mergeam singur cu autobuzul și am mers până undeva, dus întors. Am compostat biletul, încă exista sistemul acela cu bilete de compostat, da. Cobor, mă duc până undeva, unde aveam treabă, mă întorc, văd același șofer, îți iei biletul la șofer. Și până să-i dau banii de bilet, zice, arată-mi biletul mai vechi. Mi-arată, vede trei, da, lasă-mă, nu mai fac altul. Fix parcanii. Și cealaltă chestie pe care am văzut-o foarte interesantă, la un moment dat, într-un local au venit și ne-au cântat o melodie, mă rog, românește așa, dar mai pocită. Și când se ies din local, a venit un tip la mine, mi-a zis, maica e româncă. Ha. Maica e româncă și așa mai departe. Oamenii sunt foarte calzi, foarte plăcuți. Petrecerile, Belgradul printre altele, a fost declarat acum câțiva ani capitală a vieții de noapte sau ceva de genul, cu nu știu, orașul cu cea mai efervescentă viață de noapte. Au o stradă foarte interesantă, Skadarlia, e un fel de cartier boem al poeților. Fiecare local are orchestra lui de tamburași, cântă la tamburași, orchestra de coarde. Și vin și cântă diverse melodii la masă, deci nu există local unde să nu. Printre delicii, Pleșcavița este cea mai renumită la ei.
chestia aia, pâinea de ugăie, așa? Ei se laudă că au inventat hamburgerul și că, de fapt, muncitorii lor din America au adus tot așa ca un fel de chiftea mare. Compoziția seamănă un pic cu cea de mititei, pusă în pâine, cu caima, ca o chestie așa între unt și smântână, bine, depinde cât de gras, că în unele situații foarte... poți să o nimerești ca la noi, restaurante foarte bună sau foarte proastă. Și care, pe care o consumă ei constant și... iarăși cu mititei. Am scris un articol în istoria despre periplul micului prin Balcani, pentru că toată lumea știe acea poveste. Cârciuma lui Iordache, centrul Bucureștiului, nu avea mațe de cârnați. Nu, e fals, e complet fals, pentru că vine pe filieră orientală de la turci. Se pare, mi-au mai comentat unii și la articolul respectiv, că vine chiar mai departe, unii zic că de prin Iran. Dar avem diverse feluri de mititei peste tot. La ei nu o să-i găsiți acompaniați de muștar, întotdeauna cu ceapă, cu salată sau în diverse combinații. Au tot felul de combinații de genul acesta. O bere foarte bună pe care o recomand, nu o găsesc în niciun local din România, doar la Timișoara, într-un local cu specific, am găsit-o, Zaecarsko se numește, și o bere cu etichetă roșie. E excelentă, mi-aduce aminte de Gambrinusul de pe vremea adolescenței mele, chiar gustul ăla de bere foarte intens, foarte bună. De vizitat, în afară de Belgrad, să nu uităm că anul acesta, Novi Sad, și chiar acolo vreau să fac Revelionul, este capitală culturală europeană. Un festival de muzică electro, se numește Exit, și cred că prin vară, luna iunie-iulie. Tot, bine, nu cred că este din dimensiunile Antoldului, dar tot un festival la care vin tineri din toată Europa, se distrează, este și o cetate interesantă acolo construită de germani, Petrovaradin, și unde se pot urmări concerte diverse, și anul acesta am înțeles că au tot timpul concerte de muzică clasică, capitală europeană, mai ascult posturi de ale lor de radio pe internet și tot promovează aceste lucruri. Pentru cei care sunt amatori de drumeții montane, le recomand să nu viziteze doar partea românească a cazanelor, ci și partea sârbească, care este mult mai spectaculoasă. În primul rând că acolo este parc național și nu s-au construit decât foarte puține localuri, principal este Sălbatică, doar că, atenție, trebuie să-i anunțe pe rangerii de la parc. Căutați parcul național Porțile de Fier Gerdap și trebuie să dea un e-mail sau să-și angajeze un ghid local, pentru că nu poți să mergi acolo prin pădure, poți să-i amendă foarte mare dacă intri în pădure sau mergi tu singur așa pe traseu, dar traseele sunt spectaculoase, sunt deosebite. Recomand și alte zone, Zlatibor, iarăși o localitate ca un fel de predeal al nostru, cu o stațiune de munte. De ce nu și în Kosovo? Doar că în Kosovo să aibă grijă atunci când trec granița, dacă trec pe partea sârbească, să intre tot pe partea sârbească, pentru că e nerecunoscând statul. Dacă intră dinspre sud, vin dinspre Grecia, nu o să-i lase să intre în Serbia. Mănăstirea Deceani, iarăși este un loc deosebit acolo, păzit de forțe KFOR. Am avut acolo surpriza când am intrat, bine, pusesem fotografii pe internet la un moment dat și îmi comentează un amic, zice ceva de genul, a fost și eu la Checkpoint Charlie și zice la fel, zic, nu, aici e chiar război pe bune. Wow. Și cea mai interesantă surpriză am avut-o când am intrat în mănăstire, bineînțeles că încerc să vorbesc cu soldații de acolo în limba engleză și îmi zice unul, dar pe românește nu știu să vorbesc. Mă uit, avea tricolorul și erau soldați moldoveni. Soldați din Moldova, dar are o arhitectură deosebită. Iarăși amintesc faptul că ține de patrimoniul mondial UNESCO. Drumeții nu am făcut în zona Kosovo, mi-ar plăcea și acolo. Novi Sad, am spus iarăși, dar cred că, în primul rând, cel mai interesant ar fi un city break la Belgrad, care este văzut așa, de obicei, oraș de tranzit. A, dorm o noapte la Belgrad, merg în Croația sau în altă parte. Nu, credeți-mă că n-o să regretați dacă petreceți măcar o noapte la Belgrad sau la Novi Sad. Bine, la Novi Sad n-am fost încă și nu pot să îmi dau cu părerea. Am fost eu, e tare fain. Da. Da. Super. Păi, uite, mi-ai dat idei și o să caut pe TripAdvisor acum. Da. Bine, Florin. Păi, îți mulțumesc mult și... Mai aveam niște cărți, dacă pot să le... Da, sigur, okay. Sigur. Da, despre Ivo Andrić v-am spus
Și ce ar fi interesant cu acest Ivo Andrić, cel care a fost laureat al premiului Nobel, în anii 20 a fost atașat cultural al Iugoslaviei la București. Asta e interesant și vorbim și la o lansare de carte, faptul că noi știm foarte multe despre autori occidentali, dar despre ai noștri sau despre cei din jurul țării noastre nu știm mai nimic. Ba chiar are și o novelă interesantă în care descrie viața foarte efervescentă al Bucureștiului. A Bucureștiului zice că București este un oraș care în permanență este sărbătoare, de parcă ar fi Crăciunul sau Paștele. Și că toată lumea se distrează. O poveste care se termină așa cu final cu Sturițian la restaurantul, la actualul restaurant China. Da, peste drum de Paratul Legat. Peste drum de Ateneu. Pe cine mai recomand? Un tip care este sârb din România. Pe amicul meu, Goran Rakić. Un autor deja consacrat. Are și un număr de novele. Acum este la primul roman. Micile plăceri ale morții. Cei care au trăit acești ani și cred că suntem apropiați oarecum de generații anii 80, anii 90, le prezintă foarte frumos. Vorbește foarte mult, bine, aici vorbește despre satul lui natal Variaș, dar mai are o carte de novele, de fapt două, pe care le știu în limba română, Povestiri din garaj și Punk Requiem. Punk Requiem o găsiți în librării. Vorbește despre Timișoara. Este un om care este îndrăgostit de Timișoara și trecem prin curentul Phoenix, ideea de a fi rebel, viața de cartier în Timișoara anilor 80-90 și este în același timp un tip foarte profund, dar are și foarte multe glumițe, foarte multe glumițe foarte simpatice. Vă spun despre el iarăși un lucru interesant. La un moment dat citeam o carte de-a lui în metrou. V-am zis chestia asta din zona cartierului și mă bușise râsul, pur și simplu îmi dăduseră lacrimile de râs. Iar tipul de lângă mine se uită, mă, dar ce citește ăsta? Și vreau să zic că l-a bușit și pe respectivul râsul de tot felul de povești din astea de cartier cu gospodari, băieți de comitet și alte lucruri de genul acesta. Deci vi-l recomand și pe Goran cu căldură. Și să nu uităm de partea de istorie, literatură ca literatură. Am aici cartea referitor la ultimii 200 de ani, cartea lui Mișa Glini. Mi se pare că ați mai făcut o prezentare la JZF. Am impresia că am mai văzut-o. Nu știu, că vă urmăresc și eu intens toate Balcani. Deci avem naționalism, război și marile puteri 1804-2012. Cam asta ar fi. Să și vedem ce rezervă viitorul. Da. Doamne ferește de vremuri interesante astăzi. Da, Doamne ferește. Vremuri interesante doar la Belgrad, nu știu, la o... La petrecere. La o petrecere, da, alea să fie vremuri interesante și de povestit, dar nu referitoare la situația internațională. Păi am trăit o petrecere de asta la Belgrad, dar îți povestesc după ce o primi microfoane. Da, am înțeles, da.